Păi unii s-au născut la oraș, boss. Ce vrei să remarci, man, că adică voi sunteți valori și noi care ne-am născut la țară suntem... Păi nu vezi, mă, viața mea că porți două perechi de ochelari? Tocmai din cauza că te-ai născut la oraș porți două perechi de ochelari, man. Ca idee! Eu m-am născut la țară, da? Umblam desculț de dimineața până seara pe câmpii mărăcini. Și ce înseamnă aia? Eu acum când m-am crescut mare am aflat ce e la McDonald's. Am aflat ce e la calculator. Ca idee! Ca idee, când ajungi la vârsta mea, s-ar putea să spui borcane. Tot din cauza aia, tot ca idee, ca să înțelegi că te-ai născut la oraș. Vă pup, dragi oameni buni, și bine ați venit pe Haplea, unde se mănâncă. Dacă nu mă prindeți live pe TikTok, pe Haplea sau pe Facebook, mă urmăriți. Dacă vă e dor de mine, bineînțeles, dacă nu vă suportați, nu vă supăr, eu vă supăr și așa. Ete, vă mai supăr cu câte un live. Prima oară, înainte de a mânca, ce să faceți? Să bea apă, să mă... În primul rând vreau să vă spun pe acest material filmat să aveți mare grijă pe cine considerați șmecheri în viața asta, pentru că multe persoane sunt considerate de autoritățile în țările în care supraviețuiesc persoane fără adăpost. Vă zic azi dimineață un material din ăsta pe TikTok, mi-intră o știre din asta, eram prin Halifax, încercam să descarc. Și vă zic cum șmecherii care se lăudau cu bani și făceau filmulețe prin Italia erau considerate de autorități persoane fără adăpost. Muri, bă! Vă zic, ăștia care au ajutor social sunt persoane fără adăpost, în traducere. În traducere, oamenii care au ajutor social băgat, s-ar putea să vă spună că fac 5.000, 10.000 pe tir, pe cipi în Anglia, că bani să fac și zi. Și din tir, dar să mai fac și în alte părți. Înțelegi? Unul dintre ei, dacă sunt o familie, ar putea să fie fără adăpost, da? Și altul să fie pe tir. Și să întind oamenii către 10.000 de ori de lire pe lună. Înțelegi? Acum fiecare cu valorile lui în viață. Din punctul meu de vedere, dacă îmi pui dacă îmi pui două camioane, dacă mi le pui și spui, ăștia sunt ale tale de mâine încolo, dar să nu-l mai ai pe Vlad. N-aș renunța. Să nu-l mai ai la modul la care să nu se nască. Nu să-l vinzi. Gen, știi? N-aș renunța. Unii au ca valori copii, alții au bani, alții au afacerile, unii vor. Depinde de momentul vieții în care te afli. Înțelegi? Pentru că s-ar putea ca viața să te ia la o serie de palme în care să nu mai vrei mâine ce ai vrut azi și tot așa. Înțelegeți, dragi oameni buni? Așa că să fim deschiși la minte și în legătură cu persoanele fără adăpost. Și în principiu este o sechelă la bază, având în vedere faptul că arată foarte mulți bani la oameni. Deci oamenii care arată bani de obicei sunt săraci. Înțelegi? De ce? Din cauza faptului că ei vor să arate cuiva că au scăpat de sărăcie. Știi? E ca și cum ai da, dacă ești obișnuit cu banii, nu mai arăți banii mănui. Pentru că ție nu se pare ceva nou. Înțelegi? La bază este o sechelă care, bă, dacă orice om care a dat de bani ieri, astăzi vrea să arate cuiva care are bani. Unul care a făcut bani de ani de zile, viața mea nu e ceva wow pentru ăla, știi? Deci ar putea ca persoane fără adăpost să urmărească, să impresioneze și la urma urmei impresionează toți oamenii care nu au la bază. Pentru că, de exemplu, pe mine nu mă uimești că mi-arăți bani. Înțelegi? Astea fiind spuse, revenim la oile noastre care sunt capre, dragi oameni buni, uitați-vă aici. Servim ceva. Pă, amore, după aia mă gândi, bă, trebuia să-mi pui niște panetone din ăla la mine, bă. Pâine neagră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că este. Nu e de muncă, n-am de rău de tot. Nu e de muncă, bă. Nu e de muncă, mâine n-am de muncă, bă. Mă bucuram să am și eu de muncă. Ce să vă mai trebuie să mănânc o țână. Mă bucuram să am mâine de muncă, dar nu găsesc de muncă pe mâine. Nu am găsit de muncă pe mâine să mă dată, ma. Ce să face, bă, man? Înțelegeți ce vă zic? Să mănânc în poală. Ia uite, bă, mi se ridică camera de colea. Să mă dată.
Dă-i mă, colea, măi, nesimțit-o, bă, că să mănâncă în poală, să prepară, dragi oameni buni, în poală. Poftă bună, vă pup, mă, vă pup. Să mănâncă în poală, corect, corespunzător, ce-i asta, mă, sare? Da, sare. Avem și sare la fund, cum ar veni. Căpăcelul să pune înapoi, ca să-l iau înapoi acasă, bă. E greu, bă, și în Anglia să lumea în stradă, bă. Man, n-au de muncă, să protestează pe la Liverpool, prin stradă, iasă lumea în stradă, că n-are de muncă, bă. Vă spun drept. Nici în Anglia nu fug câinii cu covrigi în coadă. Măcar n-am văzut un câine cu covrig în coadă de când sunt de vreo 5 ani pe aceea, n-am văzut niciun câine cu covrig în coadă. Noi n-avem voie ca emigrant în Anglia, nici n-ai voie să mănânci ce mănâncă toată lumea. V-am spus ieri în live-ul ieri, dacă l-ați văzut, dacă nu, să vă abonați pe Haplea pe YouTube, că acolo apar toate videoclipurile astea filmate cu mâncărul. Știi? Vă abonați acolo pe YouTube pe Haplea. Vă pup, mă, vă pup, vă mulțumesc pentru că ador, boys. Nu le văd tot timpul că una la mână zi. Sunt așa puțin posăcit de dimineață. Doi la mână mă chinui să mănânc, să dau în continuare, să văd ce fac așa cu mine, pe unde fac, cum fac, cum procedează cu mine. Ce am acum? Dacă am mâncat fasole cu partof prăjit, da. Da. Bă, nu te râd de mani, că numai când aud de fasole, îmi vine să înghit în sec să mă bată mama. Îmi vine să înghit în sec, bă. Bă, mie îmi place fosuiul ăla la conservă, e moartea mea să mă bată mama. Aș mânca fosuiul de la și în culcare și în culcare și în culcare. Condiții de masă pentru șoferi de tir, uitați-vă. Așa să mănâncă șoferii de tir, așa să mănâncă, dacă ești pe tir, dragi oameni buni, vreau să spun că zi, așa să mănâncă pâinea asta neagră, a? Punem o firmă bună în România. Există vreo firmă bună în România? Încă nu s-a gândit niciunul să facă contract de imagine cu mine. Când să fac o colaborare cu vreo firmă de transport care mă sponsorizează, atunci da, o să spun. Adică practic să mă plătească lună de lună. Să le mai spun numele cât un videoclip al meu. Vă pup, mă, vă pup. Salut, mă, salut. Ce e să mai mă și mănânc? Legume și cu niște carne îmbibată în sos electric, afumat cu afumătură de cangur la grătar, cu prozap de miel îmbibat în glazură de crocodil, însărcinat în 4 luni. Zău! Hai, vreau! Hai, mănânc! Mă! Of, regina mea! Bă, de când cu regina nu mai avem viață bună în Anglia asta, mă, ce? Vă spun drept. Nu mai avem bună în Anglia asta aceea, tu ce ne fac ăștia? Fai de cap! Vine, controlează, vadă că suntem în casă, bă! Vă spun! Așa s-a ajuns în ultimul hal în Anglia asta. Vine, te controlează, ce ești imigrant, cât stați în casă? 4, 5, 6 într-o cameră? Scoate doi afară, doi se dorm la ușă. Știi? Te scoate afară, te pune doar la ușa, auzi că n-ai mai...
Nu mai te lasă cu spaturi supraetajate, nu te mai lasă 20 la un domiciliu. Nu te mai lasă, nu te mai lasă. Nu te mai lasă când a plecat, de când a murit regina, am mers verde. Avem viața grea. Regele ăsta în Petra ne-a pus gând rău, bă. E hotărât să scape de noi, imigranți. Zice că no working, așa zice. No working, no shit, big fucking, așa zice. Ce vreau să spună, că eu nu știu engleză. Eu din mâine așa știu, pac, 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 pac. Sunt cazul unde locuiesc 20 de persoane într-o casă. Trei camere. Într-o cameră, cred că vrei să spui. Într-o cameră. Știu eu oameni care lucrează într-o cameră 10-15. Și se laudă că ia alocație la copil. La copil. 2000 de lire. Dar sunt pe manevră. Că sunt băgați la persoane fără adăpost. Mi-a spus mie tata că m-a sunat din România, zice, bă, tu trebuie să mă iei niște bani. Zic, ce bani trebuie să mai iau odată ea? Iete că îmi spune nu știu cine, trebuie să ia alocația la copil vreo 2000 de lire. Să mă bată mama dacă nu, alocația la copil pe săptămână e 21 de lire. 21 de lire, 20 de lire, 40 de lire, 80 de lire la copil pe lună. E mai puțin, alocația la copil e mai puțin decât în România. Înțelegi? Și îți spune data, trebuie să iei vreo 2000 de lire alocație. După aia m-am prins de șmecherie că băieții sunt mame singure și băgate ca persoane fără adăpost. Înțelegi? 80 de lire pe lună, mă. Da, mă. Ar te alocația, zău. Murim de foame, mă. I-am spus lui Vlad, tu dacă ar fi după datul englez, ai murit de foame, băiatul meu. De-aia și percepția românilor despre faptul că vii în Anglia aceea. Oh, în Anglia vii din afară, bani. Înțelegi? De unde, mă, de unde, că... Eu stau și mă întreb. De unde ați bani? Eu nu mă încadrez la 2000 de lire pe lună. Nu mă încadrez. De ce? Nu e de muncă. Nu te cheamă nimeni la muncă. Da? Plătești ca să trăiești în Anglia pe lună. Eu trăiesc într-un flat, într-un... Spuneți voi. Am un living, am un dormitor, am un coridor, o bucătărie și o baie. Eu cu a mea și cu fiul meu. Plătim chirie 450, care în cel mai bun caz plătești chiria asta. Cu totul am calculat 1000 de lire, cam așa. Cu tot cu gaz, cu tot cu curent, cu tot cu consil, taxa aia la primărie, pe care e pe 150, cu tot cu tot cu am zis că 1000, cam așa. 1000 de lire. Din faptul că plătești de România, dacă nu-ți convine, păi dacă nu-mi convenea, mă duceam de mult, nu așteptam. You, sir, te pup, man, mulțumesc frumos că veniți. Tu e salvarea mea. Nu m-a ajuns, bă, viața mea să-mi iau un bilet de avion? Bă, dar nu știi de câte ori eu... De când te aștept eu pe tine, bă, man, să-mi scrii tu mie? De când te aștept eu să-mi scrii tu, să-mi spui tu unde să mă duc și ce să fac eu cu viața mea? De foarte mult timp. Vezi, ăsta nu înțeleasă ce vreau să vă spun. Vreau să vă spun că nu fug câinii cu covrigi în coadă nici Anglia. Asta vreau să vă spun. Eu am noroc că în Anglia am condiții în ceea ce reprezintă munca mea și iubesc ceea ce fac. Din cauza asta continui să stau în Anglia. Dar dacă nu, asta nu stăteam. Plecam la țară, tată. La țară, mă mutam la țară. Îmi luam 5 capre, 3 vaci. Nu stăteam pe cei așa să împânzesc eu pământul. Nu împânzești pământul nici acei nani, asta nu mai. Vede de treaba. Treci la oraș. Vede de treaba, te caci în curte, mănânci o mâncare sănătoasă la țară. Te caci în curte, te piși în curte. I-am calculat lui frate. Vorbesc cu fratele meu acum o săptămână, e la țară. Zic, bă, ți-ai construit casa, da? Ai băgat 50 de mii, da. Bun.
Cât te costă pe tine? Nu s-a gândit cu tine pe tine, exact. Cât te costă pe tine să treci din România la țară? Am calculat cu fratele meu, dacă nu te extinzi prea tare, dar trăi înseamnă ceva pentru fiecare. Te plângi ca o femeie. Păi tu atâta putuși, bă, viața mea, Alexandre, nu mai semnaliza, bă, că ce înțeleg eu să spun, ce spun eu, nu, mă. De asta nu-mi place să abordez subiecte, mă, pe TikTok. Că ăsta intră din flori, că dă scroll așa, intră, ascultă maxim 10 secunde și are impresia că mă plâng. E vorba despre informație expusă, bă, viața mea, bă. E vorba despre... mă doare capul, mă, de multe ori. De-aia mă doare capul de multe ori cu ei. Cu 20 de milioane România trăiește, asta vreau să vă spun. Înțelegi? Unii nu înțeleg, nu înțeleg nimic alții, da. Cu 20 de milioane în România trăiești. Vă spun. Cu 20 de milioane în România trăiești. Da, trăim înseamnă altceva pentru fiecare. Înțelegeți? Numai că nu mai dezbat subiectele pe YouTube, că... Zui. Mă enervez degeaba. Mai bine văd de... De mâncarea mea, cine mă urmărește pe YouTube, da, mai vorbește despre altceva, da. Șeful României. Îmi dau recunoștință, man. Să fii sănătos, bă, viața mea. Păi n-ai rată, mă, că treci tu într-o căsuță de pământ pitorească. Vă știți că mie mi-e dor de mâncarea făcută la sobă? Hă? Mâncarea făcută la sobă, dimineața arunci trei surcele în sobă, pac, frumos. Dai drumul, soba aia dintr-o cameră în alta, așa. A trăi înseamnă altceva pentru fiecare, eu vă mai spun. Stă lumea în America 30 la coadă să cumpere ultimul model de iPhone. 3-40 stă în America la coadă să cumpere ultimul model de iPhone. Adică e fără să consum gaz sau electricitate pe disc la 800 de lei. Ce să faci cu 20.000 de lei? 800 de lei numai curentul? Pe consum mult, bă, man. Stai prea mult în casă, bă, viața mea. Stai prea mult în casă, mă, ieși afară, bă, man. N-ai ferestre la casă să mă lași, zi, draperiile drase la așa. Ieșiți pe afară, bă, man, zburdați pe câmp. E frumos afară, e aer curat, tăiați porcii, faceți alea, pa, pa. Nu mai vorbi despre caiata mâncării. Păi dă și un pui de la supermarket în Anglia, nu-l compari cu... Bă, nu-l compar pui de la supermarket din Anglia niciodată cu pui de țară din România. Niciodată în viața ta. Niciodată. Niciodată. Plus că porcul tăiat. Porcul tăiat hrănit de tine cu grăunțe. Altceva, mă. Eu am zis. Eu aș vrea, dacă aș reuși să pot să fac ceea ce vreau eu, aș vrea să creez o punte între Anglia și România. De Anglia mă leagă în felul următor. Vlad, fiul meu are cetățenie britanică, așa că nu am nicio treabă. El oricum pe aceea vine când vrea și face ce vrea. Mă leagă camioanele. Că mie, eu iubesc camioanele, da? Eu din cauza asta stau aici în Anglia ta. Pentru că mie îmi place stilul lor de muncă. Nu trebuie să dorm în camioane. Mă duc cu plasa la muncă, plec cu plasa acasă. În rest, dacă nu era, eu plecam. Plecam să mă bată mama, plecam, mă vedeați vloguri cu tractorul pe câmp, plug rupt,
Sămănătoare ruptă, ălea, pac! La revedere, nu, că mie îmi place viața la țară. Între păduri să mă bată mama. O casă în pădure vreau să fac. Că lumea era, mă, lumea e bună la țară. Lumea, mai sunt lucruri pe la țară unde lumea e autentică, mă. Lumea e săritoare așa, nu e invidioasă și rea și dușmoasă. Și mă mut la țară. Și intram live când mulgeam o vacă, de exemplu. Corect corespunzător, live și trăiam din online. Ok? Făceam vreo 3-4 canale de YouTube. De lea șmecheri pe toată lumea. Știi, fără să vorbesc românește. De lea șmecheri pe toată lumea canale de YouTube. Cu viața la țară. Că lumea este vizită oameni care nu știu ce înseamnă să mulge o vacă, au impresia că laptele vine de la supermarket. Știi? Și trăiam din online. Live când mulgeam vaca, 5 avioane primeam. Direct. Păi unii s-au născut la oraș, boss. Ce vrei să remarci, man, că adică voi sunteți valori și noi care ne-am născut la țară suntem... Păi nu vezi, bă, viața mea că porți două perechi de ochelari? Tocmai din cauza că te-ai născut la oraș porți două perechi de ochelari, man. Ca idee! Eu m-am născut la țară, da? Umblam de sculți de dimineața până seara pe câmpii mărăcini. Și ce înseamnă aia? Eu acum când m-am crescut mare am aflat ce la McDonald's. Am aflat ce e la calculator. Ca idee. Ca idee, când ajungi la vârsta mea, s-ar putea să spui borcane. Tot din cauza aia, tot ca idee, ca să înțelegi că te-ai născut la oraș. Orașul, dacă stai să ne uităm bine, vă și ea, nu numai vă dă. Că foarte mulți dintre voi sunteți în depresie. De dimineața până seara sunteți pe telefoane și vă lăudați că sunteți născuți la oraș. Vedeți parcul când zboară porcul? Ca idee dacă ești, știi? Tot așa scrolla, ieșeam și băteam mingea, bă, viața mea. Nu ieșeam și băteam mingea. Călcam în mărăcine ca la mine acasă. Călcam în mărăcine, scoteam șteapul din picior și plecam iar. Și alergam după vaci pe câmp. Și mie nu-mi e ciudă. Mie nu-mi e târșe să povestesc. Nu-mi e nimic. Dar ca idee, să vezi. Între timp ce tu ai borcane imediat. Ca idee, ca să vezi că... Ca să ne înțelegem cum stăm. Auzi, bă, că parcă-i mare valoare să lași la oraș, să mă bată, mamă. Dacă, bă, că ești de la oraș, ce ai, bă, nebun, au, că ești cineva. Cristo, te pup, am mulțumesc frumos, fra. Scuză-mă pe mine că mă... asta. Aia veți grijă ce spuneți pe live-ul ăsta, că poate fi folosit împotriva... Pardon, împotriva voastră, pentru că eu sunt bun pe psihologie. S-ar putea ca tot ceea ce reușești să-mi spui, să întorc împotriva ta. Înțelegi? Nu încerca să vă dați mari, că eu am pantaloni rupți între picioare. Să mă bată mama, dar am vorbe grele. Înțelegi? Am și bani dacă e nevoie, dar sunt și modest dacă e nevoie, și mai rău decât bani. Știi? Cel mai important e că sunt sănătos în viață, nu că am bani sau că n-am bani. Asta e irelevant. Dacă e sănătos și ai cap, să ieși în stare să și faci bani. Știi? Că mă îmbrac la second hand, asta e altă chestie pe care oricum nu o înțelege nimeni. Și ce înseamnă să fii persoană publică, să ai peste 100.000 de abonați și peste 100.000 de oameni să te urmărească aproape peste tot, inclusiv TikTok, Facebook, YouTube. Pe Instagram mă urmărește mai puține lume și o să te îmbraci de la second hand? N-aveți cum, că vă dă ceasul peste cap. 80% din oamenilor care le-a spune, n-au cum să înțeleagă chestia asta. Dar, asta înseamnă, bă, să vii de la țară. Asta înseamnă, bă, să fii crescut la țară, bă. Asta înseamnă, bă.
Voi care nu ați fost crescut la țară, cred că nu știți ce ați pierdut într-o oarecare măsură. Mi-aduc aminte, băgam felia de pâine în canta cu apă și o presăream cu zahăr pe deasupra. Și alea erau dulciuri să mă bată mama. Bă, și nu mă uit în spate acum, zicând că alea au fost vremuri grele. Că și până la urmă vremurile grele rămân de interpretat una la mână, doi la mână. Oameni, vremurile grele creează oameni puternici. Vremurile grele creează oameni puternici. Ce înseamnă? O să vezi oamenii care nu vor nimic de la viață, sunt niște oameni eșuați. Oamenii care, în care nu mai arde flacăra aia de a-ți dori chestii. Sunt niște oameni eșuați din punctul meu de vedere, pentru că atunci când nu mai vrei nimic și dacă să zicem că ai și o leacă de bani, ești un drogat în viață. 80% din cei care câștigă bani pe online-ul ăsta ori se operează să schimbe, să le crească pulă în loc de pizdă sau mai știu eu cum, ori se duc la păcănele, la aparate, ori se droghează. Se droghează pe bani pentru că nu știu. Pentru că nu știu ce să facă. N-au ce să facă, pur și simplu. Înțelegi? Foarte mult, dacă le dai bani, li se reduce speranța de viață. Înțelegi? Deci e psihologică chestia asta cu banii, până la urma urmei. O să vezi oamenii, asta cu banii, de multe ori refuz să vorbesc despre ea. Asta cu banii, în principiu, de foarte multe ori, o să vezi oameni sărași care trăiesc mai mulți, mai longevivi decât oamenii bogați. Din cauza faptului că își pun capăt. Orică își pun capăt din cauza faptului că le cumpără copiilor mașini foarte scumpe și copiilor dau cu capul sub ei. Din cauza faptului că tata are, bă, își permite. Una la mână. Doi, din altă perspectivă, te droghezi până îți dai ceai. Te droghezi până când până la aici. Mamă, 30 de minute mâncai, mă. Da, mamă, să fac acte, dar nu veni fără acte. Să nu veniți fără acte, că e grav. Nu găsim de muncă nici noi. Bine ar fi să nu veniți deloc. Bă, să mă las un pic pentru 4, la 4 sunt la muncă. Mamă, mă luați amețala, bă, de foame, mă. Te amețala de foame, să vă bată, mamă. Când zăfă oameni, faci urât. Doamne.
Maică sfântă, mulțumesc, Doamne, pentru masa asta, tată. Dă-le și la cei care nu mâncară. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Ce ai, mă, nebunule? Eu tot mă sperii de mine să mă bată mama cum fac. Ce are, mă? Să spare de el, auzi. Râgâi ca un porc. Bă, viața mea, că n-ai văzut un porc, râgâi, bă, fra. O, și tu la ea. Bă, și fiecare van până la urmă ori vorbește despre domeniul la care el tinde să se pricepe. Să se priceapă. Tu să înțelegi că ești doctor veterinar? Sau ce profesie ai tu la baza ta? Că mă faci să mă duc cu gândul în alte părți. Ha? Ori ești doctor veterinar, cred că în principiu doctor veterinar, că la măcelar, când ajunge porcul, deja e târziu pentru el. Știi? Ca și idee, dacă e să ne gândim. Vorbiți în principiu despre ce tineți voi să vă pricepeți așa într-o oarecare măsură. Când vorbiți despre porci, să mă gândesc că tu cam la aia te pricep la porci. Așa că vezi de lumea ta, man, că eu n-am nevoie de doctor veterinar. Gabriel, te pup, mamă, pe toți, frate. Mă duc, bă, și eu la muncă, bă, viața mea. Vă mulțumesc pentru atenție, intrați pe YouTube și dați și voi mare follow pe Instagram dacă mă iubiți și țineți la mine, la trupul meu. Intrați pe Instagram, la profil acolo sus e link care te duce pe YouTube, pe Instagram, pe pagina de Facebook, pe nu știu ce, pe nu știu... De ce sunt arogant? Nu cu aia. Nu vrei să mă pun în genunchi? Când voi mă jigniți, voi ce credeți că eu sunt prostul lumii așa? Ce credeți că eu sunt milog în viață? Voi ce credeți voi așa că sunt eu? Ha? Că ce, au, de ce ești arogant? De ce sunt arogant? Nu cu aia, eu sunt milog în viață. Știți că eu sunt un milog în viața mea, de aia intră așa, ca să mă jigniți voi și o să vă spun mulțumesc vouă, hai că. Știi ce? O, că da, hai că. Nu s-a rugat, mă, să sigur pe mine, că altul viața am fost, mă. O să vezi milionar pe TikTok-ul ăsta, vă pup mari, vă mulțumesc pentru atenție, în cazul în care nu sunteți abonați pe Haplea, abonați-vă pe Haplea, stimă vouă.